Samsung Galaxy X, primul telefon cu ecran flexibil din lume, a apărut pe unul dintre site-urile producătorului sud-corean. Smartphone-ul cu nume de cod SMG888 ar putea fi prezentat în premieră anul viitor, în luna februarie, la Mobile World Congress de la Barcelona, relatează gadgetreport.ro. Președintele Samsung Electronics Kodong Jin a declarat potrivit Bloomberg că 2018 este anul în care compania va prezenta primul său telefon flexibil. Samsung lucrează de ani de zile la proiectul Galaxy X și pare că a reușit să pună la punct tehnologia revoluționară. Gadgetreport.ro relata recent că telefonul cu nume de cod SMG88 a apărut deja în statisticile Bluetooth SIG, organizația care acordă certificările pentru acest standard de comunicație. Potrivit publicației de business sud-coreene The Investor, Samsung a comandat deja componentele pentru producția 200-300 de telefoane prototip. Galaxy X va avea un ecran OLED flexibil astfel încât se va deschide precum o carte. Un alt produs din serie ar putea fi o tabletă de 8 inch care își va rula ecranul precum o foaie de hârtie. Galaxy X va beneficia de încărcare wireless, slot microSD și, bineînțeles, acumulator flexibil. Acesta se va încărca la 80% în numai 35 de minute. Samsung a prezentat mai multe prototipuri de ecrane flexibile, iar între timp a brevetat și o baterie care își poate modifica forma, marele obstacol către dezvoltarea gadgeturilor ce pot fi îndoite. Șeful Samsung Display declară recent că există câteva provocări de natură tehnologică înainte să se treacă la producția de serie, estimând că într-o primă fază vom vedea ecrane flexibile doar pe o parte. Ecranele complet flexibile, capabile să ofere imagini pe ambele părți, ar urma să fie lansate ulterior. Un lucru este sigur, dacă sud-coreenii vor lansa Samsung Galaxy X, va însemna o adevărată revoluție pe piața smartphone-urilor, similară poate doar cu lansarea primului iPhone.